Premierul Marcel Ciolacu încearcă să-i convingă pe americani că românii merită să scape de calvarul vizelor pentru Statele Unite. El este acum în Washington, unde se va întâlni cu mai mulți oficiali. Dar Diana Buzac, colega mea, este acolo și ne poate oferi detalii. Diana, bună seara! Bun găsit! Programul premierului a început astăzi cu o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului din delegația guvernamentală care îl însoțește pe premier în această vizită de lucru de 5 zile în Statele Unite ale Americii. Fac parte și ministrul apărării, ministrul economiei, dar și ministrul afacerilor externe. Mâine are loc o altă vizită extrem de importantă la Pentagon de această dată, urmată de o discuție cu secretarul american al apărării. Este o discuție care pune accent pe consolidarea relațiilor militare dintre Statele Unite ale Americii, dar și țara noastră. În plus, o altă temă extrem de importantă care va fi abordată în această întâlnire este cea legată de programul Visa Waiver, pentru că autoritățile își doresc astfel să simplifice procedura de acces pe teritoriul american, astfel încât din 2025 românilor să nu le mai fie necesară acea viză pentru acces în America. Atât de aici înapoi la tine. Mulțumesc, Diana. O decizie a Curții Supreme de Justiție a Uniunii Europene poate avea efecte nebănuite. Statele membre au dreptul să interzică funcționarilor publici obiectele religioase purtate la vedere. Printre acestea se numără și cruciulistele. Decizia n-ar fi discriminatorie câtă vreme se aplică în mod egal, indiferent de religie. Posibila interzicere a însemnelor religioase naște deja controverse. Curciulițele au fost la modă la un moment dat, mai mari, mai mici. Nu mi se pare ceva ostentativ care ar trebui interzis. Așa cum nu se interzice vălul arabilor prin țările care nu sunt musulmane, nu înțeleg de ce mie mi-ar interzice să port cruce, că nu-i fac rău nimănui. Curtea Europeană de Justiție a decis că funcționarilor publici li se pot interzice însemnele religioase afișate la muncă. Decizia trebuie aplicată prin lege de fiecare stat în parte. Scopul urmărește un mediu administrativ complet neutru și se referă la toate însemnele religioase, de la cele musulmane la cele creștine. Nu sunt de acord cu asta, nu. Nu, fiecare are religia lui și o respectă și mi se pare să urât să ne băgăm noi cu picioarele în ea. Eu n-aș fi de acord. Credința e credință. De ce să mă ascund? Nu mă ascund deloc, cum Dumnezeu e pe tot pământul. La recensământul din 2022, doar 16 milioane de români și-au declarat religia. Peste 85% sunt creștini ortodoxi. Nu mi se pare normal să nu purtăm. Dacă vreau să port, port, nici să mă oblige să port, nici să-mi interzică. Trebuie să existe dreptul la exprimare, să-l lași omul în pace să facă ce dorește. Mi se pare că îi oprește din a-și exprima propriile idei și beliefs. Credință, așa, nu mi se pare neapărat ok să oprești oamenii din a purta ce doresc. La recensământ, 57.000 de oameni s-au declarat atei. Eu, ca medic, lucrând la stat, nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că, sincer, eu așa cred că fiecare dintre noi suntem liberi să ne alegem ce purtăm. Și mai ales dacă nu jignim pe nimeni chestia asta. Interzicerea semnelor religioase nu este discriminatorie câtă vreme se aplică în mod egal, susțin juriștii Curții Europene. Pentru pensionari, Crăciunul vine la pachet cu multe sacrificii. Unii au strâns din timp bani pentru masa de sărbători, alții se împrumută. Dar cei mai mulți așteaptă să primească un sprijin din partea statului. Cei 250 de lei pentru alimente vor ajunge pe cardurile pensionarilor după jumătatea lunii decembrie. Cum vin, așa se și duc, spun vârstnicii. Peste 2,5 milioane de pensionari primesc odată la două luni bani pentru alimente. În decembrie aceștia sunt mai așteptați ca niciodată. Mulți au ajuns să-și pună speranță în bruma de bani. Să mor și 100 de lei, numai 250. Ăia de alimente, da. De-abia așteptăm să facem și noi cumpărăturile de Crăciun. Pare rău să o spun, este și rușine, dar e destul de greu. 11 milioane 250 pensie. Pensia mea îmi plătesc întreținerea, lumina, cablu, internetul și rămâne 100 de lei pe săptămână. 100 de lei pe săptămână. Am luat o pâine și... Mesele de sărbători nu vor mai fi așa de încărcate precum în anii trecuți. Prețurile tot mai mari îi fac pe oameni să se gândească de două ori înainte de a cumpăra ceva, astfel că porțiile vor fi reduse drastic. Foarte scump. Foarte scump. 27 de lei kilogramul de piept de pui, 27, plus brânza, 40, 30, foarte, foarte scumpe. Trebuie să păstrez și mai pentru sărbători, pentru
Deci v-ați pus deoparte pentru sărbători din timp? Da, da, din timp. Vă dați seama. Un praf în ochi, așa. Exact asta e 250 de lei. Pe rămasa de Crăciun? Oh, nici pomeneal. Ne limităm la ce avem și mai umblăm la pușculiță. Mai deșatăm pușculița, că altfel nu ne putem descurca. Uitam acum la un pic de slăninuță din aia, 50 de lei kilogramul. Păi câtă pensie să avem noi? În astfel de condiții sunt destui pensionari care vor fi nevoiți să se împrumute de sărbători. M-am împrumut la rude, fac prăjituri mai puține sau mai mici nepoților. M-am împrumut și mai fac curățenie la lume, ca să pot să câștig niște bani, 2, 3, 400, ca să pot să trăiesc și eu o lună de zile. Și acum că vin sărbătorile, cumpărați mai puțin, pregătiți mai puțină mâncare? Cred că da. Cred, nici nu știu prea bine, că încă mai am niște datorii să le achit. După jumătatea lunii decembrie, cei 250 de lei vor fi încărcați pe cardurile de alimente, iar beneficiari sunt toți pensionarii cu venituri sub 1500 de lei. Din ianuarie, pensiile vor crește cu 13,8%, iar o a doua majorare este promisă în toamna anului viitor, după recalculare. Mai mari capitalei vor ca anul acesta să avem sărbători fără petarde. Tocmai de aceea cer interzicerea vânzării materialelor pirotehnice. Dar decizia nu îi afectează pe cei dornici să sărbătorească noaptea dintre ani cu pocnitori. Se găsesc mijloace prin care să cumpere, dovadă stau următoarele imagini filmate cu o cameră ascunsă. Bombe. Da. Aveți petarde? Da. Pe care vreți? Și... Păi vreau, nu vreau, că e ziua mea, vreau și eu ceva așa sâmbătă, să dau nici... Hai că trag mai în față, că stau ăștia. Una cu 100 de focuri. Cât e aia? 3 milioane. Că petardele și artificiile se vând ilegal la orice colț de stradă nu mai este o noutate. Însă acum falșii comercianți abordează o nouă tactică. Și fac semne cu mâna. Ia uite. Iar odată ce oprim mașina, ofertele curg. Comercianții apelează foarte mult la varianta WhatsApp. Și îți pun câteva modele pe WhatsApp și îți alegi de acolo. A, îmi trimite mie, da? Da? Așa, mai bine. Și spui direct ce și cum. Păi aveți prețurile de desubt. Ești fata care trebuie pentru ziua? Pentru a reduce numărul celor care cumpără astfel de materiale, Prefectura Municipiului București a cerut interzicerea comercializării acestora. Nu avem atribuția să le interzicem. Ce am hotărât însă în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de ieri este să cerem primăriilor de sector, primăriei generale, să nu mai autorizeze puncte de lucru sezoniere în tot Bucureștiul. O decizie pe care mulți nu o văd cu ochii buni. O idee proastă. De ce? Pentru că nu ar trebui artificii, ar trebui că e artificii. E bucuria omului. E normal că dăm, că asta e... Așa se întâmplă de sărbători, nu? Mi se pare o prostie chestia asta, măcar cel puțin cu artificii. Bombele, înțeleg că e pentru animale, să sperie și bătrânii, dar artificiile mi se pare o prostie, ar trebui să lase. Nu se afectează pentru că o să se găsească foarte ușor în continuare, dar o să fie lumea mai atentă. Însă variante se găsesc, chiar și pe anunțurile de vânzare de pe internet. Eu aș vrea să iau pentru ziua mea, nu pentru Revelion, dar de asta nici să vă întreb. Am înțeles. Pe cea mai mică baterie pornește de la 70 de lei, cu 16 focuri, după urmează 19 focuri la 80 de lei. Autoritățile spun că unde vor fi constatate nereguli, vor fi aplicate sancțiuni dure. Boșdeuca lui Ion Creangă se redeschide pe 15 decembrie în mijlocul controverselor și al controalelor legate de lucrări. Mai multe comisii de anchetă, inclusiv de la Ministerul Culturii, analizează dacă nu cumva căsuța sărăcăcioasă a fost transformată în spațiu de lux. Reprezentanții Academiei Române transmit că monumentul este compromis și nu vor participa la inaugurare dacă nu se renunță la modernizări. Primele fotografii cu boșdeuca lui Ion Creangă după restaurare au devenit virale, iar mulți au fost de părere că monumentul istoric a fost distrus, așa că Ministerul Culturii și-a trimis specialiștii în teritoriu pentru a verifica dacă vorbim de o restaurare sau o modernizare. Avem o comisie care urmărește, corpul de control al Ministerului Culturii, care urmărește avizarea acestor documentații la Direcția Județeană pentru Cultură. O a doua comisie, o comisie mai tehnică, științifică și tehnică, alcătuită din membri ai Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și din angajații Institutului Național al Patrimoniului.
Sunt două scenarii acum. Primul, în care specialiștii ajung la concluzia că au fost respectate normele în vigoare, și al doilea scenariu, în care lucrările ar trebui refăcute. Ar trebui, în primul rând, un nou proiect, da, care să fie din nou trecut prin comisiile de specialitate, avizat de Direcția Județeană pentru Cultură sau Ministerul Culturii, găsirea unor surse de finanțare, că sunt de la bugetul local sau din bugetul național. Arhitectul care a coordonat lucrările spune însă că totul a fost făcut conform proiectului. E adevărat că au trebuit introduse niște elemente noi, care ne-am fi dorit noi să fie mai discrete, pentru că avem nevoie de semnalizare de incendiu și semnalizare de infracție. Avem într-adevăr câteva prize care erau și înainte și un sistem discret de încălzire a fost adăugat, care să asigure minim 5 grade în momentul cel mai rece din iarnă. E una dintre variantele în care, dacă nu v-aș fi spus acum, nu ați fi știut de ea. Radiatoare nu se puteau pune, soba nu se poate refuncționaliza pentru că ea este deschisă și poate oricând să trimită aici în cameră monoxid de carbon. Problemele sunt evidente, o spun și reprezentanții Academiei Române, pentru că procesul de restaurare a fost pervertit de o viziune înclinată spre modernizare excesivă. Lucrările au costat 140.000 de euro doar pentru căsuța modestă în care a locuit Ion Creangă. Coliva și pufuleții au intrat alături de pâine și fructe putrezite în meniul păsărilor sălbatice care poposesc în parcurile urbane. Cu aceste alimente încearcă oamenii să hrănească în aripatele, crezând că le fac un bine. Din contră, nu e deloc recomandat, avertizează ornitologii. Resturi ale unor astfel de produse au fost găsite în spațiile pentru hrană montate în parcurile din Buzău. Astfel de scene sunt obișnuite pe malul Heleșteului din Parcul Crâng, unde zeci de rațe și gâște sălbatice viețuiesc de câțiva ani. Am luat o lipie fierbinte, mirosea așa de frumos aici, cred. N-am putut rezist tentația, am luat-o și am mâncat-o și nu toată, zic, să dau și la rățuște. Multora, lupta păsărilor pentru firmiturile de pâine aruncate în apă li se pare spectaculoasă. Vine și le dă tot felul, le aduce, sunt, mai sunt niște bătrâni. Vinile cu semințe din asta de floarea soarelui, cu grâu. Cu... O pâinică de asta e bună, e hrănitoare, sunt papi și ele. Bănuiesc că mulți le dau pentru plăcerea de a vedea mai cum se adună la mâncare. Unii probabil că vor să hrănească, dar nu hrănesc corect, pentru că în primul rând nu știu că păsările sălbatice, pe lângă faptul că se hrănesc doar în perioada sezonului rece, le hrănesc cu pâine, cu alimente procesate, total contraindicat. Nesăbuința oamenilor este uimitoare, s-a convins acest voluntar al societății ornitologice după ce a observat că au umplut cu resturi de mâncare hrănitorile construite în parcuri, în care se pun doar semințe. La unele hrănitori am găsit efectiv pahare cu colivă, trebuie să o spun și pe asta. Lumea se bucură să dea de mâncare și în general dau pâine, pufaine, pufuleți. Am adus și eu de la tata de la țară niște grâu și am zis că poate mănâncă, dar să știi că nu mănâncă. Nu sunt obișnuite. Comportamentul iresponsabil al oamenilor devine din ce în ce mai dăunător păsărilor sălbatice, spune membrul societății ornitologice. Deșeuri minuscule aruncate de oameni pe aleile parcurilor sunt culese de păsări și depuse în cuiburile special amenajate în parcuri. Chestii de genul acesta, microdeșeuri. Acesta, foarte des întâlnite în cuiburi, ceva de genul. Sămulițe, tot felul de microdeșeuri, din păcate, din ce în ce mai des. Voluntarii Societății Ornitologice Române atrag atenția că păsările sălbatice nu ar trebui să fie hrănite cu pâine sau alte alimente procesate. Dacă vor să facă un bine, oamenii ar trebui să pună semințe de floarea soarelui crude. Fără ai din ce ai. E o zicală des folosită, dar greu de pus în practică. Că doroade cu adevărat ne putem convinge singuri. O dovadă vie am găsit printre dealurile de lângă Reghin. În Nidicel Pădure, un sat cu vreo 200 de case, acolo Răzvan, un tânăr venit de la oraș a reușit să reînvie o comunitate întreagă. A pornit la drum cu 50 de lei în buzunar și a pus pe picioare o afacere înfloritoare. Un vis în care a crezut doar el la început și iată a devenit brand vestit peste hotare și în țară.
După amiază de mai, sfârșit de aprilie era, și am venit tanti Veronica. Primii era, cred că ara pământul atunci, că făcea grătar să cinstească cel care ara pământul. Și m-a pus la masă direct, fără să mă știe, fără să mă cunoască. Răzvan mărturisește că în buzunar nu avea prea mulți bani. Localnica i-a dat câteva sfaturi și toată afacerea a pornit mai de la zero. A cumpărat niște cireșe din sat, iar într-un ceaun au făcut dulceață. Am început cu primul ceaun de dulceață. Aici am fiert primele cireșe și era noapte, era întuneric. Era atunci un păr era aici și ne-a pus Nea Viorel ne-a pus un bec să-l avem noaptea și primul ceaun l-am fiert prea puțin. Că neștii, nevăzând exact cât trebuie fiert, nu l-am fiert destul. Dar a doua zi am văzut că n-am făcut noi cum trebuie și l-am fiert mai bine. Când l-am văzut prima dată, era un copil de copil, nu era chiar atât de copil, 23 de ani. Nu am crezut că vom ajunge până aici. Am început cu 50 de borcane și acum am ajuns la 2000. Vorba părintelui meu duhovnic, tanti Veronica, e aurul meu. Pentru că dacă ea nu credea de la început în ceea ce îmi doream eu să fac și în ce mi-am pus în plan, eu nu puteam să realizez toate lucrurile astea. Acum, la poalele dealurilor din Idicel, acolo unde se termină lumea, după cum glumesc oamenii locului, de fapt începe o altă lume, mai bună, mai prosperă și mai fascinantă. Aici e una dintre fabricile de produse tradiționale de succes din România. Lumea e mândră de tot ce avem aici în sat și ne cunoaște țara, că până acum nu știa nimeni de Idicel pădure. Mai vin oameni care sunt curioși să vadă ce e aici? Foarte mulți, foarte mulți, din toate părțile vin, din toată țara vin. Și le arătăm tot ce facem noi, nu avem nimic secret. De aici pleacă spre marile magazine tot felul de bunătăți, printre care dulcețuri, ciocolate și vestita zacuscă la ceaun. Când ne-am nimerit în vizită, harnicele gospodine angajate să pună la borcan gustul de acasă, roboteau de zor. Aici ai totul pus, aici e totul pus. Aici ai pus ardelul, copt la grătar și vânăta coaptă la grătar de noi. Ingredientele sunt toate cumpărate de la țărani și toți sătenii sunt cei care muncesc în fabrică. O gură de oxigen care a revigorat localitatea. E foarte multă plăcere, să știți. Mirosul ăsta ne satură. Într-o altă încăpere se fabrică ciocolata cu alune de pădure. Unul dintre sortimente e făcut special pentru Casa Regală. Aici e ciocolata făcută pentru Casa Regală a României, pentru castelul de la Săvârșin. Asta se găsește la castel, doar acolo, un produs exclusiv. Ce l-a mânat pe Răzvan în această luptă? Curajul de a cinsti satul, spune el. Cu zâmbetul timid pe față, recunoaște că poate ar fi fost mai ușor în altă țară, dar nu se compară nimic cu fericirea de a ridica ceva de la zero și de a-i împlini și pe semeni. În Idicel e paradisul lui. Și-a cumpărat o casă pe care a renovat-o, dar păstrând stilul tradițional. Lemnul ăsta e din 70, făcut, o casă făcută de foștii proprietari. Noi am păstrat exact așa cum a fost, pentru că ne dorim ca lucrurile să rămână naturale și să păstrăm tradiția. Că până la urmă aici nu puteam să facem o altfel de casă, ci tot o casă din lemn, cu ferestre din lemn. Acum mai stă și pe la oraș, dar are de gând să se mute definitiv aici cu familia. Răzvan e unul dintre românii care sfințesc locul, unul dintre semenii care fac bine României, un om pe care l-am putea lua oricare drept exemplu. Un exemplu că se poate și la noi. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Iuniță, vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă aștept la sfârșitul săptămânii viitoare cu jurnalele Canal D de la orele 12 și 18. O seară frumoasă vă doresc și o săptămână bună să începeți. Toate bune!
Astăzi vremea s-a răcit, mai accentuat în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Cerul a fost înnorat temporar și local au fost precipitații în general slabe, sub formă de ploaie în regiunile sud-estice, mixte în vest, nord-vest și centru și predominant ninsori la munte. Vântul a suflat slab și moderat cu intensificări temporare în sudul țării și la munte, îndeosebi în Carpații Orientali. Rafale de 60-80 de km pe oră, iar la peste 1700 de metri altitudine, 90-100 de km pe oră, dar local și în centrul și estul teritoriului. Temperaturile maxime s-au situat între minus 1 și 16 grade. La noapte, cerul va avea temporar înnorări. În regiunile sud-estice, pe arii restrânse, vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie, iar în nord-vest, centru și la munte, la începutul intervalului, pe alocuri va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în primele ore în Oltenia, pe litoral, precum și pe crestele Carpaților meridional și orientali. Temperaturile minime se vor situa în general între minus 9 și 0 grade. Pe areale mici se va forma ceață. Mâine vremea va fi rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu înnorări și precipitații slabe. Pe arii restrânse ninsori la munte și doar izolat mixte în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 6 grade. Dimineața, pe suprafețe mici, vor fi condiții de ceață. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi în mare parte înnorat, iar pe alocuri va ploua. Mercurul din termometre urcă până la 5 grade în Călăraș și 3 grade în Ploiești. În Transilvania, cerul va fi variabil, mai mult noros, iar pe arii restrânse va ploua. Valorile termice vor ajunge la 5 grade în Cluj-Napoca și 5 grade la Alba Iulia. În Moldova, vremea va fi tot rece cu precipitații. Mercurul din termometre va urca până la 5 grade la Iași și 6 grade la Galați. În vestul țării, atmosfera se păstrează rece. Vor fi precipitații, dar trecătoare. Se vor înregistra 3 grade la Reșița și 7 grade la Oradea. În Oltenia, cerul va fi mai mult noros, iar maximele vor atinge 7 grade la Craiova și 3 grade la Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea se anunță precipitații consistente, iar temperatura din regiune va fi de 4 grade în Tulcea și 6 grade la Mangalia. În capitală, vremea a fost în scădere semnificativă față de ziua anterioară, dar temperaturile au fost peste cele normale climatologic la această dată. Temperatura maximă a fost de 10-11 grade. Cerul a fost noros și temporar a plouat slab. Vântul a suflat moderat. La noapte, cerul va fi mai mult noros, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, mai scăzută decât în noaptea precedentă, va fi de 0-2 grade. Mâine, în București, vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3-4 grade. La munte, vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu înnorări și pe arii restrânse ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în partea a doua a intervalului pe creste.